A fost ediția 17-a a Festivalului cu Narcise de la Vad. Evenimentul organizat ieri a adunat mii de oameni din zonă, dar și din toată România. A fost vreme bună, iar grațioasa Narcisă, sau Coprină, cum îi mai spun localnicii, a fost în centrul atenției. Practic, cei care au luat parte la manifestare au avut ce vedea. Un covor alb, o poiană plină cu narcise, iar din loc în loc își mai făcea simțită prezența și câte o floare de iris. A fost zăpadă multă, apă destulă. Și la anul vor fi mai multe, deci anul trecut au fost ceva mai puțin, pentru că acum 2 ani a fost secetă, chiar secetă excesivă. Am avut o baltă, eu sunt de 13 ani aici, am avut o baltă în fața cabanei, în dreapta spre vest, cu bulbuci, cu bujorul galben, foarte frumos. Nu mai este unul, au dispărut. Am adus câțiva de la Dumbrăvița, din zona umedă, și au dispărut și ei, nu s-au prins. Și de acolo am mai adus niște iris galben. Avem chiar aici, în dreapta, la 30 de metri de noi, și s-au prins și înflorele la sfârșitul lunii, și aia foarte frumoși. Ideea de a crea un festival al narciselor la Vad i-a aparținut lui Gabriel Vâjiu, directorul Camerei de Comerț și Industrie Făgăraș. Mi-aduc aminte, nu credeam că au trecut chiar atâția ani, dacă spuneți că sunt 17, înseamnă că sunt 17, atunci vroiam să promovăm ca și acum ideile novatoare în țara Făgărașului. Am pornit de la această idee, Festivalul Narciselor, care dăinuie. Nici în acest an nu a lipsit spectacolul organizat de reprezentanții primăriei Șercaia, care a fost unul de zile mari. Pe scenă au urcat mai multe ansambluri folclorice din Șercaia și Făgăraș. Soliștii de muzică populară din țara Făgărașului au animat spectatorii cu melodiile lor. Cântec românesc, artiști făgărășeni vor cânta pe scena de aici, de la Vad. Mă bucur foarte mult că am ajuns cu greu la scenă, asta înseamnă că e plin de lume în Poiana Vadului. Ne bucurăm de soarele astea, că dacă tot ieri am avut furtuni în țara Făgărașului, uite, astăzi Dumnezeu ne-a ajutat să avem vreme frumoasă la Vad. Să bucure lumea de narcisele, care sunt rare. Atenția spectatorilor a fost atrasă și de micuții dansatori de la trupa de dans Hansel și Gretel. În costumați inedite, ei au urcat pe scenă cu dansuri inspirate din folclorul internațional. Yeah.
asta ne dorim și noi, să ne promovăm. Tot ce putem noi, printre altele ce putem promova, este și această poiană a narcisilor, simbol al Vadului și până la urmă e simbol al țării, Făgărașului. Vă dați seama că datoria mea este să mă prezint, să am ce prezenta ca să și vadă că încă mai există narcise. Suntem după o perioadă grea, adică după o perioadă în care nu s-a lucrat nimic în Poieni. Se pare că anul acesta culegem un pic roadele la ceea ce am lucrat în anii trecuți. Cam fiecare an au fost și vizitatori ai Poienii care s-au oprit pentru a face un grătar la iarbă verde, pentru a servi bucatele pregătite pe grătare, la terase sau pentru a-și lua un suvenir de la Festivalul Narciselor de la Vad, de la taberele amenajate la marginea Poienii. Festivalul de la Vad s-a încheiat în jurul orei 19.